Accidentul a avut loc astăzi dimineață în jurul orei 11 la ieșirea din Peresecina Orhei. Potrivit poliției, într-o curbă, șoferul autoturismului Vaz ar fi intrat pe contrasens și a lovit frontal un microbuz în care se aflau două persoane. În consecință, șoferul Vazului a murit pe loc, iar cele două femei au suferit traumatisme grave și au ajuns la spitalul din Orhei. Șoferul microbuzului și pasagerul său au scăpat cu răni ușoare. Ei nu au vrut să vorbească în fața camerelor de luat vederi. Șoferul Vazului, în vârstă de 50 de ani, este originar din Drochia și urma să ajungă împreună cu soția sa la o nuntă. Pe drum, cei doi au luat o femeie din Chiștelnița Telenești, care făcea autostopul împreună cu fetița sa în vârstă de 3 ani. La spital, atât soția șoferului, cât și femeia din Telenești erau în stare de inconștiență, iar medicii au refuzat să ofere informații despre starea lor. Fetița a suferit doar o comoție cerebrală și o sperietură. Șoferul microbuzului le-ar fi spus polițiștilor că bărbatul de la volanul Vazului nici măcar nu a frânat când a văzut că o altă mașină se îndrepta spre el. S-a deplasat pe contrasens, unde s-a tamponat frontal cu automobilul de model Mercedes, care circula reglementar. Conform informației preventive, s-ar face vinovat șoferul automobilului de model Vaz. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.